Da. Ce cât e? Cât e ceasul? Mamă. Ce-am făcut? Băi, și așa m-a luat somnicul aici. Atmosfera asta așa plăcută, e caldă aici, nu? Da. Aoleu, băiață, uite, ai viața, mă, uite, așa. Asta de la ce e, Daniela? Bă, m-a luat? Data de azi? Bă, nu vă nica, băi, eu, mine. Asta ce-s? Că astea-s goale, mă, astea nu se înțe? Fiți, vă rog, amabil, aprindeți, vă rog, lumina. Puteți să aprindă lumina aici, că e întuneric beznă în cimitir aici. Doamne, bă, m-a luat un somn aici. Să zic, ce liniște aici, dragilor. Unde ne aflăm, doamna Daniela? Poți să le arăt? Nu, dar zi tu unde ne aflăm, hai, ca să arată-le la oameni, ca să-și dea seama. Își da, unde? La Arrivals. Ce stațiune asta, Arrivals? Știi? Dragii mei. Las că o să recunoască de mă. Dragii mei, azi un material despre impotență administrativă și despre lipsă de viziune. Da, noi cum suntem bucovineni, suntem daci liberi. Idiridiridida! Am stins lumina. Cam despre asta e vorba în materialul care urmează. Un share, un like, face foarte mult pentru noi și echipa pe care o veți vedea mai îndată. Cât despre ce se întâmplă aici, pe aeroportul Suceava, ăia 2X, cred că spun tot. Ce să-l deschide? Da, hai cu curaj, hai să fătiți. Nu, vezi, dacă treabă. Vreți, doar atât. Nu vreți, nu vreți. Nu vreți, dacă nu vreți, nu vă filmăm. Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor. Bine v-am regăsit. Ce avem aici? Dănuțu, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Mihai, bună dimineața, dimineața tuturor urmăritorilor News Bucovina. Ce avem aici? Hai cu curaj, Doru, hai la sosire, Doru, hai că a sosit momentul, dragilor, suntem la aeroportul Suceava, după cum se poate vedea în imagini. Asta, Doru, chestiile astea de aici, de la sosire, vezi, de la doar ce a fost inaugurat terminal. Hai, bă, dar cartoanele astea-s Dumnezeu acolo. Cartoanele astea-s Dumnezeu. Dragii mei, azi e o zi mare, octombrie, da? Peste o săptămână va fi gata cu baza Wizz-Air. Baza Wizz-Air, pleacă Wizz-Air-ul, nu? Da. În două săptămâni. Da. Aici, după cum se poate vedea, e o prea frumoasă, o prea frumos garaj. Sau ce-i? Beci. Ce-i cea? Aici beci. Un cutez de găini. E închis tot, da? Aeroportul Suceava, sosirea Arrivals, te pup, papa. Întuneric beznă și miroasea brânză, da? Opa! E deschis, Doruțu! Păi deschis, Doruțu! Hai să mergem, Elu! La cine trebuie să sosească? De aici e interzis? Beznă! Beznă! Nu-i nici dracu! Ce o dată? Aia la care am filmat noi mizerile alea și fac altceva acum? Foarte drăguț din partea lor, foarte drăguț din partea lor. Dragii mei, noi am venit astăzi aici la terminalul 2 să punem punct. Doar? Punem punct, nu? Punct. Punem punct. Povești frumoase. Povești frumoase care, ce n-ai lumină? Povești frumoase care se cheamă aeroportul Suceava. De pe 29 octombrie. Depende. Ui zero pleacă. Uite, îi pun frumos aici două floricele galbene. N-am găsit alte burie. De pe 29 octombrie, Wizz Air pleacă de la Suceava și din tristețea care aici va fi și mai trist. Spuneți-mi asta, domnul Sergei, că dumneavoastră a fost consilierul președintelui și știți foarte bine, a fost în spatele poveștii de-aia domnul Sergei. Își mută baza, adică retrage cele două avioane pe care le avea pe Suceava. Asta înseamnă că noi, ca suceveni, ca aeroport, am pierdut cel puțin 4 curse, 2 plecări, 2 sosiri în fiecare zi. Nu vreți să stai jos așa, ca să se pare că am umplut. Nu știu dacă avem lumină, mai degrabă ieșim afară. Dar ce poate să... Nu, lasă-le, că după aia ne mai pune să le plătim, dacă le este. Deci prin Băreți, am înțeles. Da, deci pleacă, baza se va muta pe Iași. Și de ce se va muta? Pentru că aeroportul Suceava nu a mai dezvoltat nimic la pistă și la platformă din 2015, de când s-a dat în folosință, a rămas neschimbat aeroportul Suceava,
Ori Wizzerul caută și ei să aibă un timp cât mai scurt de încărcări, descărcări, dacă pot să spun așa. Da, adică, putem spune așa. Putem spune, da. Adică vor un timp mort, să stea la sol cât mai puțin. Asta înseamnă un pushback făcut cum trebuie. Un pushback, adică când aterizează avionul, nu mai trebuie să vină cu motor și pe cu motorul pornit până de barcă sau îmbarcă pasagerii, ci pur și simplu el a aterizat, a oprit motoarele, vine mașinuța, l-a tractat și l-a dus la locul de îmbarcare de debarcare. Ori neinvestind în chestia asta pe aeroportul Suceava, s-a întâmplat și incidentul respectiv când cele două aeronave s-au atins. S-au izbit una pe celelalte, s-au atins, ca să nu fim... Hai că s-au izbit, domnule, haideți să nu fim răutăcioși. A fost un factor în plus pentru a-i determina să se mute la aeroportul Iași. Iar aeroportul Iași va avea 8 avioane ca bază, au 6 acum, cu 2 de la noi, 8. Din păcate, era o șansă pentru aeroportul Suceava să se dezvolte bine, dar nu s-a vrut, sau nu s-a putut, sau nu s-a știut, sau pur și simplu au fost nepricepuți în acest domeniu. Nu mă refer la oamenii de pe aeroport care nu au nicio vină și sunt într-adevăr profesioniști, ci la cei care conduc astăzi destinele județului și implicit destinele aeroportului. Am mai discutat de 100 de ori, Mihai, aeroportul din Suceava. Mă, la X-ul ăla, cu X roșu, știi? Eu am dat drumul la Lumină ca să... Băi, este tristețe maxim. Da. Hai să mai ne plimbăm totu, așa. Totul o să stinge. De ce au plecat totuși cei de la Wizzer? Păi, tocmai ți-am explicat. Asta neavând este motivul? Da. Neavând condițiile respective, pierzând mult timp la încărcare, descărcare, la gararea avionului, îți dai seama că le convine... Mihai, tu să fii patron de linia aeriană, să ai 6 avioane la Iași, care... le încarci și le descarci, le tragi la burduf, ca să ne înțelegem. Iașul va face acea aerogară pe foarte multe mii de metri pătrați. 13.000 de metri pătrați. 13.000 construcția. Ne-a certat odată cineva de la Iași că a zis că o face pe o suprafață mult mai mare. Mult mai mare, da. Da. Și dacă duci 8 avioane, le tragi toate la burduf, iar încărcarea, descărcarea pasagerului se face mult mai ușor, mult mai facil. Da. Lucrurile se schimbă radical. Ori când tu aici intri în acele containere, stai, aștepți, te duci pe jos până la scara mai dârdi, mai mai dârdi, mai, mai hai băieți, hai că atunci, plouă, hai să iarna alunici? Păi cam mergeți, cam des, doamna Daniela, cu avionul. Ia lăsați dumneavoastră abordările astea. De la container până la avion, da, se poate întâmpla foarte multe lucruri. Absolut încântător, mă. Nu-i nimic aici, mă. Da. Uite-te, iar... nimic aici, mă. Hai, Doruțu, ca să inaugurăm și noi. Am pus și asta, dar bănesc că... Marele terminal, noroc. Să vorbim de la oameni la oameni. Ne dezbracăm, mă, că nu bate vântul aici. Cum îmi bate afară. Dragii mei, de ce am vrut noi neapărat astăzi să venim aici? Daniela, vin un pic să vezi. Mi-a trimis un domn și mulțumesc foarte mult. Până în momentul de față, dragilor, există 2400 de semnături. Așa. Vedeți, da? Vedeți? 2400 de semnături pe... Uite. Pe o petiție online, Diaspora leagă Suceava de mari orașe europene și o petiție făcută în română și în... Engleză. Ucraineană. E vorba despre Suceava, se spune aici la un moment dat, din Bucovina și zona de nord a Moldovei, precum de regiunea Cernăuț, Ucraina, avem un număr foarte mare de români plecați peste hotare în țări, precum Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia, Irlanda, Israel, Olanda, Ucraina și Cipru. Ținând cont de asta, să adună familie pe cât mai des posibil, diaspora solicită lansarea de noi curse aeriene din principalele orașe europene către aeroportul Suceava. Perfect. Noi ce facem? Închidem. Dar nu închidem. Mergem așa. Ne-a zis domnul președinte al Consiliului Județean că tocmai l-a trimis pe directorul în ziua când a plecat Wizzerul, l-a trimis la București. Nu știu ce să facă la București, că la București are sediu decât Taromo, știi cum vorbesc cei de la București. Da. Ar fi trebuit să-l trimită la Dublin să se ducă lui la Dublin, să vorbească cu Ryanair-ul, să vorbească cu celelalte. It was at Dublin. Deci, Wizzerul nu este singura companie aeriană care are low cost. Mai sunt multe altele, dar discuțiile pentru companiile aeriene se poartă, trebuiau începute de acum
5, 6, 7, 8 ani de zile în urmă. Așa cum pe vremea noastră noi am avut o negociere cu Izerul de aproape 2 ani de zile, Mihai, dar până la urmă am reușit să-i aducem pe aeroportul Suceava. La fel ar fi trebuit să continue discuțiile cu celelalte companii aeriene, nu neapărat Ryanair, poate oamenii nu sunt mulțumiți Ryanair de serviciu. Ryanair a faliment anul trecut, ce Dumnezeu Mihai, vorbim? Eu nu vorbesc doar de Ryanair. Vorbesc de... A lăsat 200 de aeronave, l-a lăsat... Tu vorbești de Blue Air, eu vorbesc de Ryanair, scuze. Da. El e mai deștept ca mine și a lucrat. Nu e vorba de deștept sau mai fraier aici. E vorba de aeroport și aici trebuiau purtate discuțiile tatonate, începute, făcute da, condiții. Dar poate vine Ryanair, cum vede, bă, a plecat da, Izer, Mihai, da, banc și trebuie să le ofer, niște condiții. Păi, da, condiții. Deci, dacă noi le oferim un terminal de 1000 de metri pătrați, util, nici nu știu dacă are 1000 de metri pătrați, și îi rogi pe ei să-ți aducă 6 aeronave, ai blocat aeroportul. Deci, da. L-ai blocat aici. Trebuie să spunem că... Ori din moment ce nu faci o investiție serioasă, o investiție care să oamenii ce caută la companie? Profit. Haideți să fim serioși. Da. Nu interesează că se cheamă Suceava, că se cheamă Iași, că se cheamă Botoșan, Neamț sau altă denumire. Pe ei interesează să încarce rapid călătorii și să-i descarce foarte rapid călătorii. Ori lucrul acesta nu se întâmplă la Suceava, din păcate. Din păcate nu se întâmplă și nu se va întâmpla... cu investițiile care sunt făcute momentan. Deci asta... Nu am nicio problemă că au făcut un terminal, e de apreciat, orice investiție în aeroportul Suceava este de apreciat. Așa este. Deci orice, chiar dacă face un... O cotărneață. Nu contează, e de apreciat. Problema e că nu fac ce trebuie. Pe cum n-au făcut ce trebuie? N-au făcut, pentru că pushback-ul ăla de 8 ani de zile da. nu există pe aeroportul Suceava. Ori... ajută foarte mult la timpii de îmbarcare, de debarcare acel pushback. Da. Ori tu nu trebuia să faci decât să trasezi niște linii pe asfalt și să vii cu pushback-ul ăla. Aduceai avionul unde vroiai tu, fără să-l mai ciocnești de celălalt avion, de vreun stâlp sau de altceva. Deci, când intervine factorul uman în ecuație, tot timpul există riscul să se întâmple o neîntâmplată, ca să nu spun da. Altceva. Haide ca să le explicăm oamenilor. Astă vară, vă spun din propria experiență, nu mâncam ciupești dacă nu eram. Nu, să nu dai la flori, că să florile astea să rămână să de condoleanțe și Dumnezeu să ierte. Că așa a fost, asta a fost cu aeroportul. Astă vară, deci cu o lună de zile, Memmingen, Suceava, am zis bine? Da. O oră a durat zborul, o oră și 20 de minute ca să iasă oamenii pe poarta aeroportului. Nu ai voie așa ceva. Da. Nu ai voie așa ceva. Eu cred că există control de securitate, că există mai multe lucruri. Da. Îți cere tot timpul să vii cu două ore înainte de zbor. Noi înțelegem toate lucrurile. Nu s-au îmbarcat. Nu, s-au debarcat. Ei au venit de la Memmingen, la Suceava, și le-a mai trebuit din Suceava, de momentul în care au coborât, încă o oră și 20 de minute, ca să iasă pe poarta. A zis, bă, dar unde am venit? Ce țară? Suntem în război? Da, din păcate, aeroporturile mici au timp foarte mare de așteptare. De asta se feresc de aeroporturile mici, pentru că Suceava este un aeroport mic deocamdată. El putea fi și devine făcut, și mai mic. El putea fi făcut un aeroport regional, dar din păcate cei din Iași ne-au luat-o înainte. Am râs de cei din Iași, de Alexe, de nu știu ce, dar se pare că au înțeles ce înseamnă o aerogară modernă, au înțeles cum se face aviația, cum se desfășoară absolut tot procesul și se pare că ne-au depășit la acest capitol. Cu toate că Suceava are o pistă extraordinară, o pistă elastică, una dintre cele mai bune din țară. Dar n-ai ales, nu poți ateriza, Iașul tâi are timp de... Are timpii de... Asta vorbeam, timpii de îmbarcare, de barcare sunt mult mai mici. Iar în momentul când vă da drumul la cele cu burduf, ar fi aproape, cum să zic, a ieșit din shop, unde faci niște cumpărături, a intrat în avion. La fel și la debarcare. Te-ai debarcat, ai trecut prin shop, ai ieșit din... Ori la noi ce faci? Te duci, Doamne ferește, cum zicea domnișoara Dana, e iarnă, aluneci, și un picior, treci prin container, container intri în celălalt container, de acolo stai la coada, Da. Iar ori neavând aceste circuite create și bine determinate, din păcate timpii vor fi destul de mari pentru îmbarcare, debarcare pe aeroportul Suceava, indiferent dacă avem acest terminal făcut sau nu. Doru Sighi, mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Domnilor, domnule președinte Gheorghe Flutur, oaca ca, nu mai vine nimenea. Ne...
pe strategia ta. Uite aici, condolanțe Suceava. Deocamdată, perspectivele sunt sumbre. Ce-o fi mai departe, să dea Dumnezeu să fie bine, dar mă îndoiesc. Să dea Dumnezeu să fie bine, mă îndoiesc și mă îndoiesc că va avea puterea aeroportul să mai plătească Consiliul Județean Suceava aia 3.000 de euro pe lună pe care îi plătește în momentul de față pentru o parcare și aici de noapte, aminți. A dat Consiliul Județean, fiți atenți aici, a dat Consiliul Județean în subordinea căruia aeroportul cu bani, o bucată de teren de la CEPS, da, ca să facă parcare cu bani, 3.000 de euro. Pe care o aveau gratuit. Pe care o aveau gratuit. Deci, știi, e momentul ăla în care, what? Da, așa e birocrația, nu mai contează. Deci sper, din tot sufletul, să mai aibă curse ca să poată să-și plătească chiria către Consiliul Județean Aeroportul Suceava. Așa am ajuns în momentul de față. Mulțumim celor din diaspora, dragilor, la voi ne e speranța. Noi aici am dat-o de gard. Sus inimile.